Bună seara! Bună seara! Te rugăm să ne spui, pe scurt, cine este Ilina? Cea mai grea întrebare. Asta a fost cea mai grea întrebare de când mă știu. Mă recomand ca artist vizual și curator independent, în principiu, în mare. Dar, ca și Emil, care a vorbit înainte de mine, avem un background cumva comun, similar, în sensul că și eu fac grafică, graphic design. Pe de altă parte, că, na, cum a zis și el, toți trebuie să ne descurcăm într-un fel anume. Pentru că terenul din România îți permite să fii artist vizual, dar trebuie să faci multe, multe lucruri ca să te adaptezi, să poți să fii artist în contextul actual. Ok, spune-ne mai mult despre, să le zicem așa, realizări, despre portofoliu, despre lucrurile concrete pe care le-ai făcut până acum și chiar să le dezvolți. Un mic overview cu tot ce am făcut până acum. Pot să încep prin a spune că am absolvit Universitatea de Arte din București, am făcut grafică. Țin minte că când eram foarte mică nu îmi imaginam că o să fac arte vizuale sub nicio formă. Și absolut nu mi-am imaginat că o să am traseul ăsta, adică am pornit dintr-un punct în care credeam că o să fac cu totul altceva. După ce am absolvit sau chiar înainte de a termina facultatea, pentru că eram foarte atrasă de zona muzicală, am început o colaborare cu Festivalul Enescu, care a durat câțiva ani de zile și acolo am dezvoltat primul proiect pe care l-am și gestionat, l-am creat de la zero, împreună cu niște oameni foarte, foarte, foarte profesioniști cu care colaborez și acum. Mă refer la Roxana Gibescu, care e un curator minunat. Și am creat o ediție, un soi de mini-festival în cadrul Festivalului Enescu de arte vizuale pentru tineri artiști, pentru artiști emergenți, hai să nu-i zicem tineri artiști. Prima ediție a fost cu artiști foarte, foarte tineri, adică care încă nu absolviseră facultatea și după aceea, pe măsură ce am mai făcut încă două ediții, s-a transformat în ceva mai complex. În rest, despre mine personal, am început să expun, cred că expoziția cea mai bună din punctul meu de vedere a fost Portret de familie. De ce zic asta? A fost un proiect semi-documentar, un proiect de galerie, de fotografie, în fotografie, care a constat într-o documentare fotografică a unui spațiu rural cu care eu eram foarte familiarizată. S-a concretizat în, cred că, 20 de cadre cu oamenii pe care îi cunoșteam de când mă știu, de când eu am crescut foarte multă vreme, am petrecut-o în spațiul respectiv și eram, practic, copilul care socializa extrem de mult cu bătrânii satului. Deci a fost un cadru puțin atipic pentru generația mea, când am început școala în București, în centru Bucureștiului, o școală franceză. Amintirile mele nu se suprapuneau absolut deloc cu cele ale colegilor mei și mă simțeam puțin ca un alien. Și a trebuit să trec prin liceu de artă, prin facultate, ca să realizez că există un miez acolo care poate fi, bine pus în lumină, într-un fel anume. Și ulterior, deci în paralel cu acest proiect de documentare, care este ongoing, am ținut Bienale, acest mini-festival de care spuneam, o platformă pentru tineri emergenți, pentru artiști emergenți. A fost până în 2015. A constat într-o colaborare cu mai multe galerii de artă, cred că vreo 6 galerii de artă și consideram eu cele mai bune în momentul respectiv. Le mulțumesc pe calea asta că au fost de acord și mi-au dat girul de încredere să colaboreze cu noi. S-a concretizat prin a expune cam în jur de 100 și ceva de artiști de-a lungul celor 3 ediții, care între timp, de atunci încoace, au început să colaboreze cu galeriile respective sau cu altele. Și consider că într-o mică măsură am pus o cărămidă la o mică construcție a ceea ce înseamnă scena
scena artei locale. Foarte mică, dar contează. Pentru mine și pentru colaboratorii cu care am lucrat în proiectul ăsta, contează foarte mult. A fost și ocazia cu care ne-am putut face niște conexiuni foarte bune. În prezent colaborez cu Etaj, grupul Etaj. Este un grup de tineri artiști. Întotdeauna am fost foarte, foarte atașată de fenomenul ăsta emergent, de ce înseamnă să descoperi noi artiști, se vă nouă, știi, energie interesantă. Grupul Etaj a luat naștere acum vreo 2 ani și inițiatorul lui este Mircea Modreanu. Este un artist care a studiat și în București și la Cluj. Face instalație, face o grămadă de lucruri și a pus casa la dispoziția proiectului. Este un spațiu Artist Run Space. Asta înseamnă că artiștii își fac propriile lor povești, expoziții, fără intervenția unui curator din afară. Și nu știu când, l-am cunoscut pe Mircea, cred că la un vernisaj, la cazul 101. Am mers la el acasă, am făcut un mic party și așa am intrat în grupul respectiv. Am făcut o expoziție acolo în 2018 și am rămas practic în grupa întâi a artiștilor care au expus. În prezent au mai etajul, este cred că la al treilea grup de artiști pe care îi expune. Și tot cu Mircea am dezvoltat o, nu vreau să zic anexă sau subrambură, că nu este asta, încă un proiect în paralel în Stockholm. Eu cunoșteam colegul, fostul meu coleg de școală generală, cu care am stat și în bancă, Dimitrie Grigorescu, care e arhitect la o firmă foarte tare de arhitectură din Copenhaga. A zis că, băi, îmi place foarte mult ce energie se întâmplă aici la voi și a zis că vrea să facă și el același lucru în casa în care stăteam împreună cu mai mulți colegi în Copenhaga. Și drept pentru care, fără niciun ajutor financiar din partea Ministerului, a FCN, etc., etc., am pus bani unii cu alții, unii la oaltă, ne-am dus cu o mașină, unii au mers cu avionul, eu am mers cu avionul cu încă un coleg artist, Radu Anastasia, și ne-am întâlnit în Copenhaga și am făcut exact un eveniment așa cum facem noi în Etaj, la Etaj. Vreau să spun că a fost un super eveniment. Era o casă, Dimitrie stă într-o casă cu împreună cu încă 10 alți tineri care fac arhitectură în so on. Și au venit, cred că, peste 200 de oameni. Aveau o terasă interioară, am făcut și un party. Și fiecare a avut, practic, o cameră, fiecare artist invitat. Au fost artiștii danezi cu artiștii români care s-au întâlnit în aceeași casă și au făcut un show împreună. În esență, în asta a contat. A constat și cred că a fost până dimineața, a ținut chestia, energia asta până dimineața show-ul și ei vor să meargă înainte și să facă astfel de proiecte. Se numește Etaj K41. Okay. Cu asta mă ocup. Spune-ne un pic, că tot am insistat un pic pe perspectivă sau pe abordarea asta, cum te raportezi la scena artistică în România? Scena independentă, pentru că aici suntem, alternative culture. E zona independentă, noi, nu-i așa, găsim soluții să ne manifestăm. Cum te raportezi la perspectiva asta? Sincer, toată scena din România este independentă. Da. Adică există galerii private, ok, dar toată scena din România eu o consider foarte independentă, pentru că în România trebuie să fii nebun să inițiezi o galerie. Iar spațiile astea și mai noi, cum sunt Artist Run Space-urile, care sunt câteva, da, sunt Diptycu, Atelier 302, Mihai Zgondoiu, și Etajul, și s-au reunit într-un spațiu care sub o egidă care se numește Aliaj. Asta chiar am făcut acum pe timp de pandemie, deși ideea fusese de dinainte. Deci toți cei care au astfel de spații, au dezvoltat astfel de spații, s-au unit într-un singur corp comun. Cum raportez la ea? Îmi place, adică sunt foarte atrasă de cultura asta, ce înseamnă cultura alternativă, adică outside of establishment, știi? Pentru că este mai liberă.
e un pic, e independentă, ei își permite să lucreze după propriile reguli. Și se poate transforma, nu știi pe ce cale o ia. Multe dintre ele devin ulterior galerii, devin, nu știu, whatever, set sau nu, știi? Adică unele proiecte pot să și moară, dar tot timpul se nasc altele. Este foarte mică. Spațiul, dacă e să vorbim despre scena de artă vizuală din România sau din București, hai să ne referim la asta din București, nu este foarte mare. Nu, sunt câțiva pioni, să zic. Pe tabla de șah. Și cei independenți sunt și eu îi văd un pic mai vulnerabili, așa, dar pe mine mă atrage foarte mult fenomenul ăsta al ce înseamnă alternativ. Mult de pasiune la mijloc și te identifici, dar asta atrage cumva și niște bariere, nu-i așa? Sprijin instituțional și așa mai Nu prea departe. există. Sprijin instituțional nu există în spațiile astea. Adică, de exemplu, noi la etaj facem din banii noștri. Știi, Mircea, am uitat să menționez asta, etajul înseamnă casa lui Mircea Modreanu, pe care o pune la dispoziție pentru Ceea treaba ce asta. nu e firesc. Și tocmai de asta să ducem discuția într-o zonă oarecum oficială. Cum ar trebui să stea lucrurile? În primul Pentru că rând, e clar că vorbim de ceva atipic. e ceva atipic. N-a zice că nu e firesc ce face Mircea, mi se pare foarte bold, foarte, foarte curajos. Dar, într-adevăr, la ce zici tu, la ce te referi spunând că e nefiresc și da, așa este că nu există deloc un sprijin din partea guvernului, din partea autorităților, din partea ministerului. Nu există un interes activ în zona asta, chiar nu există, îmi pare rău să zic. Adică nu îmi pare rău să zic, o zic de drept, direct. Este un fond AFCN, un fond cultural care constă în acordarea în urma unei selecții destul de, nu vreau să zic acerbe, pentru că e singurul spațiu de unde poți să obții niște bani din partea statului român ca să faci un proiect cultural. Și mi se pare că, cred că plafonul este de 15.000 de euro. Și, sincer, nu prea poți să faci mare lucru cu 15.000 de euro. Adică, dacă vrei să faci o cultură sustenabilă, o cultură care să creezi conținut care să ducă undeva, care să aibă o continuitate, nu poți să te bazezi pe iau sau nu iau proiectul la AFCN. Deci, părerea mea este că, da, ce înseamnă cultura independentă în România este autosusținută de creatori și părerea mea este că ar trebui mult, mult susținută de Ministerul Culturii. Tot despre viziune și despre felul în care te raportezi tu, care crezi că ar fi rolul artei, așa la modul general? Cum crezi tu că este linia aceea de definiție, Rolul artei în societate? nu știu? În societate. Mai ales în vremurile astea, hai să ne referim la ultimii 20-30 de ani. Arta nu este doar estetică. Problema care este foarte mult aici, mă refer la spațiul local, național, dar local, în zona Hai București. Eu am lucrat și la o casă de licitații la Artmark. Și a fost o experiență tare interesantă, pentru că am vrut să văd și zona cealaltă. Cine sunt cei care sunt interesați de artă? Cine sunt oamenii care vor să devină colecționari? Cine sunt colecționarii deja formați? Oamenii, marea masă a celor care interacționează cu arta, da? Ca să nu zic consumatorii de artă, este formată din oameni care au impresia că arta este ceva estetic. Trebuie pur și simplu să îndeplinească un rol estetic. Este frumos, dă bine cu canapeaua, dă bine cu pereții. Nu e doar atât. Arta e o experiență în sine. E o filozofie în sine. Nu știu cum să o zic. Noi suntem puțin blocați aici, știi? Suntem puțin, tot timpul am fost puțin înapoi. Adică noi am fost în evul mediu un pic mai târziu decât a fost evul mediu în Occident, știi?
Și suntem blocați și din alte considerente, din faptul că, din punctul meu de vedere, nu se face educație plastică, educație artistică, muzicală, arte vizuale, nimic nu se face în școala generală. Ar trebui, noi de aia nu avem muzee. Adică avem muzee, avem foarte puține muzee. Noi nu avem muzeu de artă contemporană. Avem muzeu de artă contemporană, dar este o galerie mai mult. E o galerie care nu are o expoziție de artă permanentă. E foarte important. Asta trebuie să fie, n-are o expoziție de artă permanentă în care să poți să tragi o concluzie, vii din afară, vii din America, nu știi nimic despre cultura de aici și vrei să știi ce s-a întâmplat în ultimii 50-100 de ani. Și nu poți să-ți faci o idee, trebuie să și specialiști în piață. Deci problema este că nu există un interes spre a arhiva, a documenta, știi, a menține un interes, a crește, a educa o populație în sensul ăsta. Și de-aia oamenii ajung să cumpere lucrări care le trezesc lor o plăcere imediată, că e frumos, că e, și se tot timpul se raportează la ce consideră ei ca fiind frumos. Ori arta a trecut prin diverse stadii, în timp, cel puțin în ultimii 100 de ani, a suferit foarte multe transformări. Este foarte greu să explici unui om care vrea să devină colecționar, de exemplu, știi, care e deschis. Este foarte greu să-l iei de la zero și să-i explici de ce un artist se colecționează mai la început, când nu prea știi, de ce trebuie să renunți la anumite lucruri și de ce trebuie să faci tranziția către alte lucruri. Și cred că singura formulă de a ieși din impasul ăsta, că este un impas, eu așa-l văd, este să introduc o grilă în programa școlară peste tot, cu accent foarte mult pe educație artistică. Asta cred eu. Pentru că am vorbit de educație și de scena independentă, trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă, cel puțin în București, lucrurile evoluează. Apar evenimente, apar, nu știu, festivaluri sau tot felul de manifestări. Cum le percepi? Cum vezi, nu neapărat judecându-le din punct de vedere al calității, dar cum vezi scena, așa, ca un întreg? Dinamică. Deși am zis ce am zis înainte, totuși spațiul de aici este mustește de potențial. Și însuși contextul ăsta istoric, faptul că noi avem niște rădăcini complexe din mai multe zone, da? Avem influență destul de mare orientală, mă refer la arhitectură, mă refer și la curente de gândire și așa mai departe, pentru un outsider, pentru un străin, este foarte interesant spațiul de aici. Este foarte ofertant. Apropo de experiență, se oferă multă experiență interesantă, nu știu. Eu sunt și documentarist, pentru că și eu mă duc, de exemplu, îmi place foarte mult când mă duc undeva să vizitez piețele. Mi se pare că piața în sine este un barometru a ceea ce înseamnă marea cultură din spațiul respectiv, știi? E o descriere, o poți obține acolo un portret, poți să faci un portret robot extraordinar din asta, știi? E o experiență în sine. Cum mă raportez la ea? Cum am zis, este foarte dinamică. Îmi place Bucureștiul. Și cred că se pot întâmpla multe lucruri. Cred că mai mult pe partea de muzică, cultură, muzică alternativă. A fost un boom în ultimii 10 ani. Și nu mă refer doar la București, mă refer în toată țara. Pe partea de arte vizuale, întotdeauna se mișcă, dar se mișcă mai greu. Că zona de artă vizuală, cum am zis, trebuie să se așeze pe ceva. Și când sunt doar niște nebuni care vor să facă artă într-un spațiu în care nimeni nu înțelege, ești ca un kamikaze, știi? Știi că o să te urci în avion și o să cazi la un moment dat, că nu te prinde nimeni, nu te, știi? Dar e bine, trebuie să se facă lucrurile astea. Peste tot în lume, în spațiile care sunt similare cu ale noastre, se întâmplă lucrul ăsta și e un val care atrage omenirea către altceva. E normal să se întâmple, doar că este mai greu, pur și simplu din faptul că nu există o susținere oficială.
în sensul ăsta. Întorcându-ne un pic și la proiectele personale, și la experiențele personale, ai putea să descrii, să zicem așa, niște insight-uri, niște lucruri care țin cumva de propria ta raportare la ceea ce faci, nu știu, poate o expoziție, poate altceva. Să știi că mai personal, adică către mine m-am orientat mai puțin, pentru că în ultimul deceniu am, ca mulți alții, am ales să fac ceva pentru comunitate, pentru alți artiști ca mine, și de asta am creat biennale. Știi, și când te dedici unui proiect, trup și suflet, pentru o perioadă, trec ani și nu-ți dai seama că n-ai timp să te ocupi și de ale tale. Am hotărât că după 30 de ani o să mă ocup mai mult de ale mele, știi? Și e greu să renunți la partea aia, pentru că cumva te definește, știi? Dar, cum am zis, proiectul la Portret de Familie mie mi se pare că a fost foarte, foarte bun, dar ăla a fost acum 10 ani. Însă acum sunt foarte fericită că mi-am creat un mic atelier în spațiul în care și locuiesc și desenez, m-am întors la pictură, iar în perioada asta a pandemiei eu mai fac cursuri și cu copii de 12-13 ani, le-am făcut online în perioada asta. Și, de exemplu, în perioada asta m-am întors la anatomie, știi? Și am început să fac anatomie cu ăștia mici. Dar am zis, păi, dacă fac cu ei, oricum trebuia să mă pregătesc și eu, știi? Tot timpul mă pregătesc înainte de cursuri. Și am început și eu să lucrez pe partea asta, să mă întorc. Și am văzut că foarte mulți artiști fac asta, adică și artiști mari, știi? Că toți suntem interconectați acum și știm inclusiv ce experimentează fiecare în atelier, că își pune pe Instagram. Asta e altă chestie care e foarte interesantă. Cultura noastră s-a mutat, adică rețeaua noastră de comunicare este pe Instagram. Și mai nou, ce este foarte interesant, pentru că eu țin legătura și cu ăștia foarte, foarte mici, cu generația super tânără, TikTok. Deci este absolut fascinant pentru mine câtă cultură se naște pe TikTok. Ok, cultură, e și foarte conținut de foarte proastă calitate, dar este un spațiu cu care dacă eu nu, personal, nu interacționez absolut deloc, eu devin deconectată de generația viitoare. Dar întorcându-mă la ce spuneam înainte, asta am făcut și sincer nu știu ce o să fie în viitor, ce o să fac apropo de proiectele mele foarte, foarte personale. Știu că mă încântă pur și simplu să mă întorc pentru o perioadă la lucrurile mele, la studiile de teme vechi pe care le reiau în atelier. E bine să ai un atelier în care să fii doar tu cu gândurile tale și să te deconectezi absolut de la tot ce te înconjoară. Unde te putem găsi în mediile online, că tot ai menționat de ele? Pe Instagram. Ca formulă de promovare. Nu am TikTok încă. Cred că mi-a făcut la un moment dat doar ca să văd cum funcționează. Instagram, acolo îmi pun lucrurile pe care le fac în atelier. Și am Facebook, am avut o pagină de Facebook de artist, dar am șters-o, că am zis să pun totul într-un singur loc și să nu fiu așa de... Și oricum nu funcționa foarte bine și am zis că nu, ok, hai că mă concentrez pe Instagram. Da, acolo sunt. Și o perspectivă a proiectelor tale, ai zis mai devreme, dar să, nu știu, să avansăm sau să decalăm un pic termenul mediu, lung, te-ai gândit la niște lucruri? Da. Sigur că da. Da, am niște idei, am un proiect la care lucrez. Nu pot să zic foarte multe lucruri despre el, dar e o idee foarte bună. Am început să lucrez la ea acum 2 ani și sper să se concretizeze cumva. Și implică tot managementul artistic și implică tot nevoia asta mea de a conecta comunitățile între ele și mă refer aici la comunitățile de artiști. Îmi doresc foarte mult să fac ce fac niște oameni aici care se străduiesc foarte tare să aduc artiști din străinătate, știi? Și știi, să dezvolte, să inițieze un dialog între ce se întâmplă aici și ce se întâmplă all over the world. Și sunt mulți care fac asta. Sunt Sandwich, sunt Nicodim, sunt Supra Infinit, Poterașul, toți fac asta. E ceea ce e foarte, foarte bine. Foarte bine. Și un mesaj de final?
Gata, am terminat. mesaj de final. Mulțumesc că m-ați invitat și sper să ne revedem curând în proiectele pe care urmează să le concretizez. Hopefully. Mersi.